Din cercetări a reieșit că la data de 20 decembrie 2015, între persoanele în cauză ar fi avut loc un conflict spontan și ar fi fost folosite arme de foc și arme albe în timp ce se aflau la un eveniment festiv desfășurat în orașul Târgu Cărbunești. Polițiștii au pus în aplicare 7 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. De ce ați fost reținut? Sunteți vinovat? S-au tras focuri de armă? Nu aveți nimic de declarat. De ce ați fost reținut? Nu aveți nimic de declarat? S-a tras focul de armă? 6 dintre cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore. În urma celor 13 percheziții efectuate ieri de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, 6 persoane au fost reținute și introduse în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Totodată, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor 8 săbii, 19 cartușe cu glonți din cauciuc, 5.600 de lei și 2.800 de euro. Aceștia au intrat în vizorul oamenilor legii după ce au participat la o nuntă de romi la Târgu Cărbunești. Conflictul a izbucnit când Nicolae Guț a început să cânte. Nuntașii s-au certat pe dedicații și de aici a fost doar un pas până la un scandal în toată regula. Unul dintre invitații a scos o armă și a început să tragă în aer. Ceilalți nuntași au amintit că dețin și ei alte arme și au început să le folosească. Abia acum, la o lună după acest incident, anchetatorii au putut să pună informațiile cap la cap. Au efectuat percheziții la 13 locații din Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, București și Balci, acolo unde anchetatorii aveau informații că există arme de foc și arme albe folosite la un scandal la o nuntă din Târgu Cărbunești.